Crucea stă lângă picioare, cu ele părea că simți. Undeva în cetatea mare, Iuda te vindea pe arginți. Undeva în cetatea mare, să vegheze lângă tine, ucenicii n-au putut. Și-ai plâns, Doamne, cu suspine, rămas singur și gândut. Și-ai plâns, Doamne, cu suspine, rămas singur și lacrima ți-era de sânge, când cereai puteri de sus. Câte nu spunea atunci plânsul tău, iubit Iisus. Câte nu spunea atunci plânsul tău, Iisus. Bună seara! În această seară, în emisiunea Actuală Regional, vom discuta, doamnelor și domnilor, despre această zi însemnată pentru creștinătate și în această notă începem și noi emisiunea și de bucurie și de tristețe. Bucurie pentru că putem vorbi de Mântuitorul Iisus Hristos, dar și de tristețe pentru că de aici, în această zi, încep patimile cele grele pentru Mântuitor. Emisiunea noastră va avea două componente și vă rog să rămâneți alături de noi până la final, pentru că vom discuta despre sfaturi duhovnicești extrem de importante, cum vom discuta și despre tradiții, despre aceste pricesne minunate, ce înseamnă ele și dacă mai dăinuie ele în România și mai sunt ascultate mai ales de cei tineri. Invitații mei sunt de marcă, le mulțumesc foarte mult. Este vorba despre arhimandritul Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Bună seara, părinte! Doamne ajută! Mulțumesc foarte mult! Bună seara tuturor! În primul rând îi mulțumesc părintelui pentru că și-a făcut timp, pentru că este o slujbă importantă în acest moment, slujba celor 12 Evanghelii, și și-a făcut timp să fie la Actual Regional în fața dumneavoastră cu cele mai importante sfaturi, dar și unei interprete extrem de talentate și frumoase, de ce nu, Maria Luiza Mih, artistă din Maramureș, de folclor, care cântă, ați văzut ce frumos aceste pricesne. Bună seara, Maria! Bună seara, lăudăm pe Iisus! Bine v-am găsit! Așa este, să spun, salutul în Maramureș, un salut tradițional. Mulțumesc, așadar! Așa e, așa este! Rămâneți, doamnelor și domnilor, alături de noi, pentru că deja intrăm în subiect și le întreb pe părintele arhimandrit. Părinte, cum e bine să ne comportăm în această perioadă, sau începând cu această zi, așa numită zi neagră, joia neagră, pentru că este extrem de importantă pentru creștinătate. De 2000 de ani încoace există acest ritual extrem de important și al spălării picioarelor, așa cum a făcut Iisus pentru cei 12 apostoli, citirea Evangheliilor. De asemenea, trebuie să menționăm aici că încep și patimile. Iisus Hristos a fost vândut. Cum ar trebui să fie comportamentul nostru? Să nu fie doar unul de fațadă, ci chiar să fim cu mintea, sufletul și gândul la aceste pătimiri grele pe care le-a trăit Iisus Hristos. Participarea noastră la aceste pătimiri, de fapt, va și apoi declanșa bucuria învierii. Deci, vedeți, calea spre înviere e crucea. Scopul nu e crucea, într-adevăr. Nu, scopul nu e să suferim. Dar totuși asta e o cale spre înviere, spre biruință. Și de aceea, de fapt, participarea noastră, în funcție de densitatea în care trăim în momentele, în aceeași măsură vom trăi apoi și bucuria învierii. De aceea, biserica, vedeți, 2000 de ani ne cam îndeamnă să ne interiorizăm, să participăm la slujbe, de ce 12 evanghelii, în care, din textul biblic, Matei, evangheliile lui Sfântului Matei, Marcu, Luca și Ioan,
se decupează exact partea corespunzătoare patimilor și ni se rememorează, atenție, ce a trăit, prin ce a trecut Mântuitorul, care au fost pătimirile. De fapt, e Dumnezeu coborât pe pământ, care știa ce se va întâmpla. Adică dacă intră într-o lume căzută în păcat a oamenilor, va fi lichidat, va fi omorât. Dar știa că e necesar pentru recuperarea lor acest lucru. Și mai ales să dea și curaj oamenilor să înțeleagă că calea asta a suferinței, culmea, nu trebuie evitată, ci penetrată, acceptată, asumată, și suferințele care sunt pe pământ, dacă ni le asumăm, culmea, ne vor aduce apoi și transfigurarea, înnoirea interioară, sfințirea, ne aduc bunătatea în inimă, dar apoi ne și duc la înviere. Și, într-adevăr, tot astăzi ritualul prevede în biserici așa numită spălarea picioarelor, când cel mai mare în ierarhie, în cazul Clujului, la noi mitropolitul, în cazul altor biserici, episcopul sau un preot, spală picioarele ucenicilor sau al unor oameni ca să repete gestul Mântuitorului, cel care vrea să fie întâiul dintre voi, să fie slujitorul tuturor. Aici Dumnezeu, de fapt, redefinește noțiunea de întâietate. Întâietate nu e cel slăvit, cel aplaudat, cel mărit, cel care merge pe covor roșu, ci culmea. Întâietate o are înaintea lui Dumnezeu cel care slujește, se zmerește, n-are pretenții, spală picioarele. E drept că în vremea Mântuitorului era un obicei răspândit acesta spălarea picioarelor și în general era regula orice oaspete intră în casă, imediat cu drag să-l speli, că venea cu sandale, prin nisip, căldura din zona Țării Sfinte. Astăzi s-a cam pierdut obiceiul, dar a rămas în ritualul nostru, ca o formă de zmerire, de umilire. Și acest obicei se perpetuează, vedeți, în cultul liturgic până astăzi. Și participarea la aceste pătimiri, să știți că diferă de la om la om, după cum se interiorizează, cum participă la Sfintele Slujbe, cum poate să integreze în atmosfera aceea liturgică de cult, în atmosfera epocii, când auzi textul, soldații romani, bătăile, apoi sforile trase de unii ca să moară, nu trădarea lui Iuda. Părinte Arhimandrit, tocmai pentru că a subliniat despre participarea noastră la biserică, cum putem să fim atenți să nu cădem într-un ritual doar repetabil și nu să avem o emoție, o simțire specifică momentului de atunci, de acum 2000 de ani de pătimire, ecranizat, mai vedem filme, mai citim cărți biblice, dar cu toate astea, poate mulți uită de această parte emoțională, de a ne duce, de a ne conecta cu trăirea și cu durerea până la urmă a lui Iisus Hristos de acum 2000 de ani. Cum putem să eliminăm acest pericol? Prin ce? Prin rugăciune? Și dacă da, care rugăciuni sunt bine de făcut în această perioadă, inclusiv astăzi, pentru cei care ne privesc, să știe, și pentru vineri, evident, Vinerea Mare? Da, sunt trei lucruri, culmea, rugăciunea e văzută ca o ambianță de ansamblu, dar sunt trei lucruri pe care le prevede biserica de 2000 de ani. Știți de ce? Dacă ne uităm bine, unii tineri de astăzi, poate, mai mult se interiorizează și rămân mai mult impresionați de un film despre Iisus, precum cel al lui Zeffirelli, al lui Mel Gibson, decât statul la biserică 4 ore sau 3 ore cât ține slujba deniilor. Dar să știți că pentru ca să se activeze în inima, în ființa noastră, senzorii acestei transcendențe, a lumii de dincolo, al realităților duhovnicești, trei lucruri sunt necesare să știți. Unu, spovedanie, aia e o formă de psihoterapie, de liniștire lăuntrică, de curățire, de exorcizare a răului. Doi, împărtășania, nu-i așa numitul trupul și sângele Domnului, sau euaristia, sau împărtășania, sau cuminecătura, aveți câte denumiri paralele, câte sinonime la aceeași realitate. Euaristia, deci, adică împărtășania, și al treilea, culmea, postul. Și, într-adevăr, dacă nu postești, senzorii păcatului nu sunt activați, nu simți păcatele. Se pare, dar n-am mari. Nu, eu nu am multe păcate. Și te minimalizezi păcatul și ăsta e toxic. Te pătrunde și tu nu-l simți. Și atunci, într-adevăr, la slujbă nu ești foarte, foarte conectat la ce se întâmplă și chiar apare plictisul. După maxim o jumătate de oră, tu te plictisești. Dacă, în schimb, dimpotrivă, cele trei realități le-ai împlinit, săptămâna mare, te-ai și spovedit, ai făcut această psihoterapie curățitoare, apoi te-ai și împărtășit, apoi ai ținut și măcar câteva zile de post. Săptămâna aceasta mare e cel mai important post de-a lungul întregului an bisericesc. 7 zile, de fapt nu 7, 6, nu? Până sâmbăta mare, seara. Și apoi, dacă ai ținut și postul, culme, acești senzori ai transcendenței, adică ai lumii de dincolo, sunt activați. Apare o sensibilizare. Nu ești doar trup.
carne, biologie. Este primul sfat, părinte. Primul sfat duhovnicesc pe care părinte Arhimandrit și părinte decan, pe care ni-l dați în această emisiune, vor mai urma, doamnă și domnule, și alte sfaturi duhovnicești din partea Sfinției sale. Ei bine, vedeți, părinte Arhimandrit, această tânără, Maria Luiza Mih, este o cântăreață, este cunoscută, dar a adoptat și această zonă, sau s-a dus spre această zonă a pricesnei. Bună seara încă o dată, Maria, și vreau să te întreb de ce ai ales să cânți pricesne, pentru că tu, pe zona ta muzicală, consacrată, populară, ești cunoscută. De ce ai vrut să ai în repertoriu și pricesne? Cât de mult vibrezi la aceste pricesne și cum le alegi? Cu piesa ta am început, cu acea priceasnă, cântată extraordinar, alături de niște copilași care au adus acea curățire, acea liniște pe care doar copiii o pot transfera în nouă maturilor, prin emoția și curățirea lor. Te rog. Am crescut aici, în Maramureș, în sânul tradiției. Și pe lângă asta am crescut și în sânul credinței. E adevărat, cu toți românii sunt credincioși, așa îmi place să cred, dar îmi pare că aici, în Maramureș, e un colț de rai. Din acest motiv am creat și melodia Țara mea e un colț de rai, pe care probabil o cunoașteți sau mulți dintre telespectatori o cunosc. Pentru că aici, în locul în care m-am născut, mă simt așa ca în rai. Astfel că nu puteam să evit această parte muzicală. Cum spuneam mai devreme, face parte și din tradiție, dar oarecum, dacă am crescut cu asta, nu puteam, n-aveam cum să evit asta. Cât de greu este pentru tine să interpretezi o priceasnă față de o melodie populară? Acolo sunt cuvinte foarte grele, cu mesaje dureroase. Am văzut vânzarea din grădina Ghețimani a lui Iisus Hristos. Ce înseamnă pentru tine și ce trăire ai? Simți că cântând aceste pricesne, mai ales în această perioadă, și cei care ascultă mai cu seamă ar trebui să devină mai buni, ar trebui să le ascultăm, sunt greu de cântat pentru cei care singur nu sunt înzestrați ca tine, cu o voce foarte frumoasă? Ați adresat chiar o întrebare provocatoare, aș putea spune. Într-adevăr, priceznele se cântă diferit. Noi, artiștii, îmi place să cred că și eu și colegii mei care reușesc să urce pe scenă, sunt acolo pentru că vor să transmită o emoție. Fie ea de veselie, atunci când suntem la evenimente, la nunți, la petreceri, și, bineînțeles, în perioada de post, avem această emoție oarecum nostalgică sau poate chiar dureroasă, așa cum ați spus mai devreme. Nu știu dacă este ușor sau greu, dar cu siguranță este diferit. Atât în studio, cât și atunci când le ascult. Chiar mă uitam acum în timp ce difuzați priceazna mai devreme, pe care am înregistrat-o alături de grupul Mărturisitorii de aici din Bârsana, de care m-am ocupat în urmă cu câțiva ani și cu care chiar am cântat pricezne la Mănăstirea Bârsana. Mă uitam la atitudinea mea și cât de diferită sunt atunci când interpretez pricesne față de momentele în care interpretez cântece de veselie, cântece de joc, de petrecere. Părinte Arhimandrit, părinte decan, vă rog să-mi spuneți dacă priceasna adusă în biserică este și ea o rugăciune, dacă trebuie luată din biserică și transferată în casa fiecărui om, și acum în perioada sărbătorilor și mai cu seamă în fiecare zi sau în sărbătorile mari, pentru a aduce lumea mai aproape de Dumnezeu și prin rugăciunile acestea cântate, pentru că auzeam pe cineva că spunea că rugăciunea cântată este mai bine primită de către Dumnezeu. Dacă este așa, vă rog să-mi confirmați și vă mulțumesc pentru că sunteți atât Maria cât și dumneavoastră în portul specific care vă arată foarte frumoși pe amândoi. Vă rog! Mulțumim, desigur! Priceazna e un instrument extraordinar, să știți, de cald, diafan, convingător de comunicarea credinței. Adică, și plus că vedem că de multe ori e un pic mai simplificat, mai puțin criptat decât textul liturgic.
auzim noi în biserică când intrăm uneori și adevăruri foarte profunde, dar formulate în așa fel încât simțim că densitatea e multă. Icoa, în schimb, priceazna e gândită din start să meargă direct la inima omului, etajul emoțional, să-l atingă și să fie fără dificultăți de interpretare, adică oamenii să înțeleagă pe loc mesajul. Vedeți, o singură segment preluat din ce a cântat atât de frumos interpreta noastră, zice, rămas singur și vândut, Domnul Hristos. Cât de clar se spune? E preluat în textul liturgic altfel, dar priceazna are o căldură a ei. Și să știți că în general în cultul bisericii are un loc anume, priceazna. Și în Sfânta Liturghie, și în alte la Sfântul Maslu, în alte slujbe, un loc anume în care, în mod special, când în biserică o interpretă de muzică, de priceazne, vine și la strană, la microfon și cântă. Și cu toții recunoaștem că e foarte cald mesajul ei, e foarte pătrunzător la inimă și comunică credința într-o manieră extrem de cu mare impact emoțional. Și de aceea, da, biserica de mult o primește priceazna, o promovează, o acceptăm cult și o lasă și în afara cultului să fie foarte, foarte prezentă și o promovează. Deci, în titlul ales de noi în Joia Mare, să ne amintim de focul credinței, putem să spunem că ne apropiem într-o oarecare măsură de acest foc al credinței lăuntric și prin aceste pricesne. Dacă vreți și aveți bunăvoința și amabilitatea să ne mai dați sfaturi duhovnicești, cum ar trebui să ne rugăm în această perioadă? Care sunt rugăciunile cele mai benefice pentru noi, pentru a cere, de ce nu, și iertare Mântuitorului, care, sigur, ne-a iertat de mult, dar noi trebuie să o facem în permanență, pentru că cine l-au răstignit, până la urmă, oamenii. Da, acum e bine să împletim o rugăciune individuală, personală, cu rugăciunea publică. De ce? Slujbele din această săptămână mare și mai ales Joia Mare, Vinerea Mare, Sâmbăta Mare, Duminica Învierii, sunt toate slujbe speciale. Nu sunt repetitive, nu, foarte puține lucruri se repetă, pentru că și cele care se repetă, se repete ca să ne consolideze, să consolideze un anumit mesaj în inima noastră. Și acestea trebuie într-adevăr cuplate cu rugăciunea individuală. Cu rugăciunea individuală, clar că are niște parametri. Ea trebuie să fie, de fapt, o stare în care ajungem să-L simțim pe Dumnezeu. Că altfel, mulți oameni în lumea noastră înțeleg prin credință o presupunere că Dumnezeu există, adică o ipoteză a minții. Ori omul credincios cu adevărat, mai ales creștinul, vedeți, din istoria noastră românilor, îl simțea pe Dumnezeu cu întreaga ființă. Când intra în biserică în timpul slujbei, vibra și capta deja energia aceea duhovnicească supranaturală care se revarsă dinspre altar în întreaga biserică. Și culmea, energia asta se numește biserică har, dar de fapt să știți că ea este de fapt dragoste, putere de a iubi, putere de a fi împăcat, de a fi foarte tolerant cu neputințele altora, puterea de a revărsa în societate, în social, armonie, înțelegere. Asta e de fapt biserica, un izvor de dragoste între oameni. Și bine ar fi să se înțeleagă oamenii. Și noi când ne rugăm, cam acest lucru să-l urmărim. Sunt multe metode de rugat. Vedeți citirea din psaltire, rugăciune liberă individuală, discretă, citire din cărți de rugăciuni, citire din Canonul cel Mare, din câte cărți nu sunt de rugăciuni dacă ne gândim. Dar scopul e același, să vibreze emoțional, să ajungă la o trăire mistică și să-L simt pe Dumnezeu că mă iubește și la rândul meu îl iubesc și această dragoste apoi o dăruiesc oamenilor în lume, în societate, la locul de muncă, unde acționesc și în primul rând în familie. Familia e foarte importantă, epicentru al dragostei. Se tot vorbea și vreau să vă mai aduc în completare a răspunsului noastră de aceste rugăciuni mai mari sau mai mici și se spune că rugăciunile mici sunt la fel de importante ca și rugăciunile cu un volum mai mare. Care ar fi, Părinte Decan, aceste rugăciuni scurte spuse într-un moment al zilei în care ești la servici, într-un moment al zilei în care treci printr-o perioadă grea și nu ești acasă, în spațiul intim în care poți să te desfășori, poți să ai cărți de rugăciune, poți să apelezi la alte instrumente și să adopți anumite atitudini, ci mai cu seamă să spui în mintea ta, fără să știe nimeni în taină, prin asta înțelegând că tu te faci mai bun și poate transmiți la modul energetic și pentru cei din jur o anumită emoție care se transferă, vrem nu vrem, volens lolens, se poate întâmpla acest lucru și poate chiar e demonstrat și se poate demonstra de altfel. Așadar, care ar fi aceste mici rugăciuni ale minții, ale momentului în care suntem, sigur, nu acasă, în treabă, într-o grabă? Cea mai puternică, culmea, și de mii de ani o practică biserica, să zic că e rugăciunea minții sau rugăciunea inimii numită, scurtă și condensată. Spune așa, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu,
pe respirație. Și pe expirație, miluiește-mă mine păcătosul. Mă recunosc păcătos, cu păcate, mi le știu eu și le recunosc și miluiește-mă. Și spuse pe respirație, culmea se imprimă pe ritmul biologic al omului. Și atunci, culmea, omul captează harul, această energie supranaturală și când e la serviciu, și când e în societate, și când e la metrou, la serviciu, la troleu, în spațiul în care trăiește, și când e la agricultură, dacă e muncitor, dacă e agricultor. Și asta e cea mai densă și mai puternică rugăciune. Și mulți oameni, într-adevăr, o practică și au mari beneficii de pe urma ei. Adică o continuă relaxare interioară, o continuă liniște, o continuă dispoziție spre iubire și oamenii aceștia sunt foarte agreabili. E o plăcere să-i întâlnești, își deschizi, își drăguți, își entuziaști. Dar cei care nu vor să o practice, culmea, au și varianta asta, din păcate, a unei nevrotizări, enervării, ființa acrită, care nu are dispoziție, să nu se bucură că își întâlnește semenii. Și ar mai fi apoi lectura din Saltire. Saltirea e văzută de biserică ca un antibiotic, o carte foarte puternică și citești psalmi din ea și la fel foarte mult te fortifică interior. Și apoi, într-adevăr, restul textelor care le avem deja stereotipizate în cărți de rugăciuni, în canonul cel mare, dar sunt multe variante de Haideți să vedem, Părinte Decan, dacă sunteți de acord, pentru că Maria Luiza Mich, artista noastră, colega noastră de platou, vine dintr-o zonă a Maramureșului frumoasă, Bârsana, acolo unde tradițiile așa sunt, confirm și eu, ținute cu adevărat din vechi străbuni, și se mențin și astăzi la fel de vii, ceea ce este foarte interesant. De altfel și portul ei arată acea cămașă sau cămeșă, cum se spune, cu umerii ridicați, mândră și cu sigur acel batic năframă neagră, pentru că suntem în perioada postului. Cum arată slujba și petrecerea în această petrecerea slujbelor și a deplasării oamenilor către biserică în această joie în Bârsana, pentru că și tu mergi acolo și mergi poate și când sunt biserică la final aceste pricesne. Știți ce este surprinzător? Chiar înainte să începem emisiunea, în fața mea am o fereastră și chiar vedeam oamenii satului, cetățenii noștri îmbrăcați așa ca pe la noi prin Maramureș, respectând culorile postului, pentru că noi în post nu purtăm roșu, verde, culori stridente, decât negru, albastru, maro, culori închise. Și chiar vedeam femeile îmbrăcate așa mergând spre biserică și mă uitam cât de bine se potrivește imaginea mea cu ceea ce vorbim astăzi aici. Păi nimic nu este întâmplător. Sigur, mai avem 6 minute și aș vrea ușor să ne îndreptăm spre concluzia finală. La final, doamnelor și domnilor, la fel, Maria Luiza Mich, invitata mea, ne va, n-aș spune încânta, deși ne încântă cu vocea ei, ne va dărui o priceasnă, dar să păstrăm în spiritul acestei sărbători de astăzi și să știm că este joia mare, joia neagră, joia pătimirii sau începutului pătimirii și rămânem în nota aceasta serioasă, să zicem, dar nu tristă. Pentru că Părintele Decan vorbea de bucuria învierii care vine imediat după această perioadă a pătimirii foarte grea și pe care și noi trebuie să o retrăim an de an și să nu facem din asta doar un exercițiu de participare la o slujbă sau de participare la o masă și să ne hrănim din bucatele de altfel foarte bune românești. Nu e suficient dacă sufletul nu este și el hrănit cu această credință. Deci, care ar fi mesajul dumneavoastră, Părinte Decan, către enoriași, către credincioși, către cei mai credincioși sau mai puțin credincioși, cei încrezători sau mai puțin încrezători în ceea ce înseamnă această sărbătoare și pătimirile și învierea lui Iisus Hristos, pentru că mai sunt și astfel de cazuri, multe la număr, din păcate. Eu zic că întotdeauna o sărbătoare e gustată maximal dacă e pregătită maximal. Și fiecare pe cont propriu, fiecare om, fiecare persoană, în măsura în care se pregătește de sărbătoare, va cunoaște bucuria sărbătorii. Dacă într-adevăr n-are timp, nu se pregătește, nu participă la ceea ce e premergător sărbătorii, e foarte posibil apoi să mire, spune, a fost sărbătoarea frumoasă, am avut de toate, dar totuși în inimă parcă nu m-am simțit cum aș fi vrut. N-a fost o împlinire interioară, nu a fost o participare cu întregul meu suflet la bucuria sărbătorii. De aceea cred eu, în măsura în care ne pregătim, în aceeași măsură ne vom și bucura și important e aceste zile să ne pregătim.
și cu conectarea la realitățile bisericești, ce zi, joia mare, urmează vinerea mare, urmează sâmbătă tăcerii în care Mântuitorul e mormânt și apoi duminica cea mare a învierii. În măsura în care ne pregătim, ne vom și bucura și Harul lui Dumnezeu va intra în ființa, în inima noastră. Maria, spune-ne și tu pentru cei care îți ascultă piesele, dar pentru tineri un mesaj aș vrea. Cum să abordeze ei aceste zile până la urmă, în ce spirit și dă-le tu un sfat așa cum procedezi tu. Cred că acest lucru ar trebui să plece întâi de la părinți, de la bunici și de la părinți. Sunt mândră și bucuroasă că am reușit să lucrez cu acei copilași pe care i-ați văzut în videoclipurile mele, deoarece simt că am făcut o faptă bună. Cred că am reușit să-i fac să îmbrățișeze și să înțeleagă priceznele. După cum vă spuneam mai devreme, în multe duminici am mers la mănăstire, la persoana cu ei. Avem un repertoriu mult mai bogat de pricezne, dar nu le-am înregistrat pe toate. Și ei au prins drag de acest lucru. Au înțeles și costumația oarecum și importanța acestor cuvinte și cred că pentru copii este mult mai ușor să primească rugăciunea în cânte. Mulțumesc, Maria! Mulțumesc pentru acest îndemn și să-l ascultați de la o tânără către alți tineri. Mulțumesc și părintelui decan, arhimandritul Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă, pentru amabilitatea și pentru sfaturile extrem de prețioase duhovnicești aduse și chiar energia bună care ne-a transmis-o, și Maria Luiza Mih, artistă din Maramureș, din Bârsana, foarte talentată. Rămânem cu priceasna oferită de Maria și le spun și vă spun și dumneavoastră, cât și invitaților mei, să aibă un Paște fericit și sărbători cu bine. Mulțumim. Ce i-am iubit sus pe cruce răstignit, între doi tâlhari în chin a murit. Pentru vreo 30 de argiți, voi copii și voi părinți, m-ați vândut cheers.